rog, pentru că văd că nu puteți să puneți rațiunea în fața emoțiilor și pentru că văd că o iubiți orice ar face și o iertați orice ar face. Nu știu ce vreți să-i spuneți acum, că nu mai așteptați, că măcar să vină la copii sau că o iertați, habar n-am ce gândiți, dar tot ceea ce simțiți să-i spuneți, credeți-mă că află că sunteți aici, poate chiar se uită sau dacă nu se uită, sigur îi povestește cineva. Uitați-vă în camera aceea. Și spuneți-i direct ei, cum o alintați, cum îi spuneați ei când vorbeați. Mihaela, tată, te rog din suflet, întoarce-te pentru copii. Noi te iubim și eu te iubesc enorm. Vino acasă. Nu s-a întâmplat nimic. Îți promit că nu o să zică nimeni nimic. Nu o să-ți reproșeze nimeni absolut nimic. Numai vino acasă. Te rog din suflet, vino. Ia ridică un pic ochii și uită-te acolo. Cine e? Ea e? Mihaela. Sorin Ovidiu Bălan, bună seara. Ești chiar acolo lângă Mihaela, lângă mama celor patru copii care a fugit de acasă. Bună seara și ție, bună seara Mihaela. Bună seara, bună seara. Mirela, vreau să spun că eu sunt la Buftea de vreo câteva ore bune și stau de vorbă cu oamenii ăștia aici unde Mihaela s-a refugiat, ca să zic așa. Actualul ei concubin locuiește împreună cu mai multe rude în zona aici. Sunt oameni care muncesc și oameni înstăriți. Dar ce vreau să spun din prima este că am găsit o atmosferă chiar de familie, așa. Adică oamenii chiar sunt preocupați de sărbătorile care urmează să vină. Foarte eu am căpătat o coroniță din aceea de brad depus pe ușă. Da. Nu, dincolo de spiritul Crăciunului, este vorba de grijile astea pe care orice familie le are în pragul sărbătorilor. Sorin, care familie? Familia? Că familia Doamnei nu e acolo. Familia Doamnei, păi, uite, vreau să vă spun o chestiune pe care am remarcat-o acum. Eu vorbeam de familia mare care ne este gazda. Noi vorbim aici de Mihaela, numai puțin. Copiii tăi erau cu Mihaela o să vorbească pentru ea singură. Numai un pic. Este dureros. Deci copiii tăi, toți cei patru, stăteau... Mai puțin băiatul. Cele trei fete. Stăteau în spatele camerelor noastre, pe canapea, uitându-se la tatăl lor care vorbea. În momentul în care a început tatăl să vorbească și să-i spună Mihaele, vino acasă că te iubim, copiii au plâns și au ieșit de aici. În momentul în care au auzit că e mama la televizor, s-au dus repede pe hol să o vadă la televizor. Că ei n-au voie să intre aici în platou. Deci este îngrozitor. Și tu, Sorin, cu tot respectul, îmi spui că e o atmosferă minunată de familie. Ei se pregătesc să facă cozonaci. Ești mai emoționat. Dă-n-o pe doamna Mihaela. Absolut. Eu vorbesc de familia asta mare de aici. Da, corect. Lasă familia cu doamna. Familia să... mare, adică însemnând frații. Da, dar eu cu doamna aș vrea, dacă se poate, să vorbesc. Dar cred că trebuie să ne spune ea, sigur. Păi asta, mi-aș dori mult cu doamna Mihaela. Ia ziceți, doamna Mihaela, ce faceți? Ce să fac? Bine, mă gândesc la copii că n-am ce să fac. Cum adică n-ai ce să fac? Dar tot adică ce spune obligă... pripasul Ionel... Așa? Nu este adevărat majoritatea. Te rog, spune-mi tu, Mihaela, dar punctual. Una, că se comportă foarte urât. Se comportă foarte urât, că zice că ne certăm din cauza la copii. Casa unde stă e casa la părinții mei. Este adevărat. Doamna Mihaela, hai să facem o pauză. Am plecat eu, ca la filmele, filmulețele pe YouTube. Luați un pic o pauză, să vă întreb ceva. Zice, nu vă mai înțelegeți cu omul. Pot să înțeleg. Zice, doamna. De ce n-ați luat copiii cu dumneavoastră? Da. Copiii, nu vă mai înțelegeți cu Ion aici de fapt. Pentru că e cu școala. Copiii e cu școala? M-am gândit la cele mici că e cu școala și am zis că pe parcurs, da, cele două, cea... De 10 ani și 9 ani. Bun, copiii e cu școala, am reținut. Dar când a fost cu Moș Nicolae, ați trecut pe la ei să le dați ceva? Nu. Burcoapa, că e cu școala, de ce nu? Puteți să întrebați copiii că au primit. Deci, Mihaela, stai un pic așa.
Hai să ne lămurești. Deci spui că îți vorbea urât omul, da? Omul tău de 20 de ani îți vorbea urât, înțeleg că n-ai mai putut, n-ai mai suportat. Casa în care ei stau, copiii tăi și concubinul tău, este casa părinților tăi. Deci nu te-a dat afară soacră ta sau altcineva. Casa în care stau copiii este casa a lor tăi. Bun. Și dacă nu-l mai iubeai pe omul ăsta, mai ales că înțeleg că legal voi n-aveați nicio legătură, adică nu era soțul tău, erați doar împreună de 20 de ani și ați făcut 4 copii. De ce nu i-ai zis, mă Ionel, te rog eu frumos, uite, îți las o scrisoare, mi-e rușine, n-am tăria să-ți spun în față, nu te mai iubesc, te rog tare mult, când vin, fă cumva, poate nu mai ești aici, nu te mai iubesc, decât să plec eu. Mai bine pleacă tu. Visăm, bă, asta ar fi cazul ideal. Da, ar fi, eu dacă, acum o întreb. Doamnă, adică, eu... Auzi, tu te-ai dus acolo, să ai grijă de alți 5 copii. Întreabă data trecută când s-a îndrăgostit, cum i-a trecut îndrăgostela, că n-a plecat prima oară, doamna Mihai. Eu de acolo aș pleca. Doamna Mara, când v-ați îndrăgostit care a ultima spus-o dată? Domnul Pripasu. Domnul Pripasu, ai 4 copii cu el, Mihaelo. De ce nu vă zici... De ce nu vă zice motivul de ce am plecat? Pentru că era împotriva și frații mei și el. Și m-au gonit de acolo. Împotriva ce? Împotriva de ce nu spune treaba asta că am dormit pe străzi? Împotriva mea. Dar tu ce ai făcut gonit, de erau că dacă mă prinde, mă bate. Mihaela, dar tu ce ai făcut de erau toți? Cunoscusem un băiat. Ce ai făcut? Cunoscuse și eu un băiat, adică... Că iubiseam un alt băiat, că nu mai puteam iubi că pe el. Zice, știți că luna decembrie trăim frumusețea Crăciunului și ipocrizia de Crăciun fi mai bun. Adică dacă suntem nenorociți tot anul, să fim măcar mai buni de Crăciun, să facem un exercițiu. Eu nu știu dacă sunt nenorocită, dar vreau să vă spun în prag de Crăciun că n-aveți nicio calitate pentru a fi mamă, după părerea mea. Și ștampilești ceea ce vă spun. Că sunteți doar un mamifer. Că sunteți o femeie lipsită. Îmi pare rău, vreau să-mi spun părerea. Îmi pare foarte rău. Și pe lângă asta mai sunteți și golancă. Nu, stai, Mara, te rog. Hai să nu jicnim, hai să nu vorbim așa. Dar eu nu jicnesc, eu definesc. Nu, hai să nu vorbim în astfel de termeni. Nu mai vorbiți cu mine. Mihaela, spune-mi așa. Deci, practic, tu te-ai îndrăgostit prima oară. Bun, se întâmplă. Se întâmplă. Te-ai îndrăgostit, nu-l mai iubești pe Ionel, ai mai plecat odată de acasă și când te-ai întors ai constatat că familia ta și frații tăi erau împotriva ta. Au vrut să te și bată. Nu mai, au fost împotrivă dinainte, că s-a îndrăgostit ea și nu erau de acord. Păi asta am zis și acum te mai îndrăgostit odată și iarăși nu te mai întorci acasă pentru că ei sunt împotriva ta, practic. Ei sunt de vină că sunt împotriva ta și că n-acceptă că tu te îndrăgostești mai des, nu? Ca și acum. Asta zic. Așa acum, tot la fel am întors frații mei împotriva mea. Păi nu e normal, mă, femeie, ai lăsat 4 copii. Pune copii pe Facebook să-mi Betito, scrie. Ai lăsat 4 copii, doamna, pe care omul ăsta îngrijește, omul ăsta ne și mamă și 5 minute tată. Să vedeți cum vă simțiți. Ce să-mi răspuns, că eu nu cred că poți avea argumente în fața unor femei care își cresc copii. Mirela are 3 copii, eu am un copil. Mi-aș tăia mâinile, capul și mi-aș da viața pentru copilul meu. Nu pot să înțeleg. Cum să te îndrăgostești, să-ți lași, nu, 4 copii? Să nu-ți pese, să fi fost, vin zilele lor de naștere. Măi, femeie, Crăciunul. Se face un brad din puținul ăla, îi le aduci ceva de Moș Nicolae. Tu ai plecat îndrăgostită și eu să te tratez, vorbim de la egal la egal? Judeci un pic? Dar nu, că eu cred că îi ceri mult, iartă-mă acum, Amara, că faci niște raționamente pe care doamna nu le simte, nu le are în ea. Eu te întreb, Mihaela, ai avea vreo problemă dacă ai fi decăzută din drepturile de mamă? A cerut în scris. Ai avea vreo problemă? Că mereu mă amenință cu treaba asta. Nu, dar tu ai avea, adică te-ar durea dacă ți-ar spune mereu. Legea. Mihaela, nu mai ai de acum dreptul să îți mai vezi copiii, să mai ai grijă de ei, rămân la tată definitiv. Ai fi de acord cu asta? Da. Deci, Mara, ce... Deci, case closed. Păi, tu asta femeia zic, a explicat adică... clar. Vreau să-mi iei drept, să-mi iei drepturile asta de mamă. Spun, m-am păi... săturat să vă slugăresc. Asta zic. Păi, da. De aici se închide discuția. Ce să-i mai cerem altceva? Dar, Mihaela, e adevărat că ai grijă de ceilalți 5 copii ai iubitului tău actual? Nu, nu e adevărat. Nu este aici, nu este aici. Cine nu sunt este aici? Eu cu nu este iubitul sau nu este copiii? Lui. Copiii lui. Nu este. Copiii lui nu este. Nu stă aici. Dar unde șade ca să... Unde este copiii? Stă un pic mai acolo de calea ferată. Și în patul ăla de în spate cu inimioare care era cu lejeria aia roșie, dormiți tu și domnul iubitul nou?
Ăla este camera voastră de tineri îndrăgostiți. Mihail, o să mai faci vreo 4 copii, dar ai grijă să nu. Noi n-avem monitor aici, Mara, nu vedem. Da, nu am văzut cadrul, l-ar deschis. Deci, Mihaela, ce faci dacă rămâi însărcinată cu actualul iubit și mai faci, că ai 37 de ani, deci ai timp să mai faci vreo 4 copii. Asta. Îi naști pe toți și crești? Da, deci... Da, vrea soțul să vorbească cu tine, cred eu, îl simt că e pe... Ionel, tu încă o mai aștepți acasă, o iubești, o ierți, adică... Eu oricum o aștept acasă, da, și copiii, cu ea, spune, și copiii o așteaptă. Dragostea mea. Dar uite-te, Mihaela, ți-a spus clar că nu mai vrea să fie mamă. Ione. Ia uite, yeah. Hai. Mihaela, vino... Ione, eu nu mă mai întorc, înțelege? Ascultă-mă un pic. Nu mă mai întorc. Vino să facem sărbătorile și după aia faci ceea ce crezi de cuvință. Nu. Am suferit destul, mi-ajunge. Zici că m-am purtat urât cu tine. Copii să-mi zic că fă și cu băiatul să mă înjur. Da, acolo vi se spune doamna, las, că din cauza la copii zici că ne certăm mereu. Ai găsit mereu pretext. Ăsta a fost motivul pentru care ai plecat? Din tot sufletul. Ți-am spus eu ție vreodată fă? Ți-am spus eu fă vreodată? Nu, fita cu cea mare și cel mai mare băiat. Eu ți-am vorbit ție urât? Și hal fără de hal. Te-am înjurat eu vreodată sau am dat în tine? Frumos, nu mă mai căuta. Ioane, înțelege, nu mă mai căuta, gata. Te-am întrebat ceva și nu mi-ai răspuns, te rog. Vrei să mă lași să vin să văd copiii? Bine, nu? E treaba ta, e alegerea ta. Mihaela, ce să facă copiii? Să-și mai aducă aminte ca o mamă să se mai gândească la tine sau nu? Tu știi în ce hal a ajuns Ștefania din cauza ta? Știu. Da? Cum ai respins-o în seara aia la poliție? Da, știu. Da, știi? Știu. Și nu te doare? Da, știu, sunt conștientă. O, doar într-o sprânceană. Gata, te rog eu frumos, nu mă mai căuta. Gata, s-a pus stopul relații, fiecare pe drumul lui, tu cu viața ta, eu cu viața mea. Ești și... Ești domnișoară acum. E mai bine așa.